Talent am observat că am, sau mi s-a spus că am destul de târziu, pe la 20 de ani, așa, 18, 19 ani, înainte să intru la facultate. Am făcut facultatea de teatru și abia după facultate am început să cânt, destul de târziu. Iar de dansat am început și mai târziu, acum vreo 2-3 ani. Am intrat în compania lui Gigi Căciuleanu și am început să fiu din ce în ce mai pasionat de partea asta. Ba nu mint, am început să dansez când am intrat în trupa lui Dan Puric. Am început să învăț dansuri populare, step, care e numărul unu, topul stilurilor de dans. Ăsta mă atrage cel mai mult și mi-a ocupat și cel mai mult timp studiul pentru step. Și pot să spun că am ajuns la un nivel destul de ridicat. Bine, pentru România, dar îmi place mult că acum pot să improvizez, pot să fac muzică cu picioarele. Adică e un fel de percuție. De fapt, nu un fel de, chiar e percuție, percuție. Și toate au oarecum o legătură, și muzica, și dansul, și teatrul. Joc în multe spectacole de musical. Cel mai recent e Fantoma de la Operă și îmi place foarte mult. Acolo trebuie să și dansezi, să și cânti, să și joci. Am câteva proiecte foarte dragi și care îmi plac foarte mult și nu mă... Pot să și cânt, pot să și joc, pot să fiu și în spectacolele de dans. Acum simt că muzica mi-e cel mai aproape. Am cam neglijat-o așa o perioadă de timp, nu credeam că pot să fac din asta o carieră, nu știu. Dar prea mulți oameni au spus că, măi, tu trebuie să cânti, trebuie să-ți faci o trupă, trebuie să mergi să cânti, să fii pe scenă acolo. Și acum îmi place foarte mult. Am intrat și pe partea asta a jazzului și e o lume fascinantă. Și am cunoscut și mulți oameni, mulți muzicieni foarte talentați, de la care am învățat foarte multe. Și încă învăț, numai colaborând cu ei și eu o lecție. Mă bucur că nu sunt cuvântul cel mai potrivit, cred că e disperat. Nu mă arunc în tot felul de proiecte doar de dragul de a face ceva sau de a câștiga anumite sume de bani sau încerc să aleg cât mai bine spectacolele în care joc și colaborările muzicale și încerc să fiu cât mai mult pe acasă și să acord timp lucrurilor cu adevărat importante și până acum am reușit. Și nu a fost trecerea asta foarte bruscă la mine, am luat-o foarte ușor și nu m-a amețit. Problema e mai la mine cu turneele. Când sunt în turneu, atunci chiar e nu, mai complicat. Și reușesc să fac toate plățile, să-mi verific conturile, să oriunde aș fi. Și chiar e o reclamă în care sunt prezentat într-un autocar cu trupa, mergem în turneu și rezolv problema cu... Chestia asta chiar se întâmplă. Să rămâne doamna Barbu, cu chiria, da. O să întârzi 2 zile că sunt plecat în turneu. Păi aveți internet? Ok, dați-mi contul și vi... A, nu aveți cont. Păi și cum să vă trimit, doamnă, banii? Prin telefon? A, merge prin telefon, pe bune? Ok, prin telefon. Vi trimit chiar acum. Fac asta oriunde aș fi și ce e bine că e și sigur. Prima dată recunosc că aveam o temere, măi, am acolo, dar e foarte sigură și îmi dă sentimentul ăsta de siguranță. Nu-mi place să plătesc facturile, nu știu, la un ghișeu sau... Și acum e mult mai ok. Îmi place mult mai mult așa. Trebuie să fug să plătesc niște facturi. Dar de ce să fugi? Poți să le plătești oricând, chiar de pe mobil. Hai să nu dezamăgim fanii, dragul. Și ia de factura, să de factura. Este foarte ușor de folosit. Trebuie să-ți instalezi o aplicație. Probabil asta durează 30 de secunde, nu știu. Aplicația e foarte, foarte ușor de folosit. Trebuie doar să te duci la bancă și să-ți
linkuiești contul de aplicație și după asta îți poți verifica totul acolo, poți plăti acolo fără facturi, fără hârtii, fără birocrație, fără stat la cozi, fără așteptat. Totul este foarte rapid. Păi s-a potrivit vreodată lui Nour un rol mai bine decât Harpagon? La prânz mănâncă cu vrigei. Oricum e sigurul care are bani înainte de salariu, dar ea cere un împrumut. Se numește chipzuință. Și unde-i ții, mă, la saltea? Sunt 7 lacăte. Cu parola Harpagon? Agentul 000? Hagi Tudose? Uite, să-ți dau un exemplu concret, ca să vezi cât de utile e. Am avut un concert la Iași și au fost niște probleme de organizare. Nu ne-au plătit cazarea acolo și am putut foarte bine, pe drum fiind, către Iași de la București, am putut foarte bine să plătim online la hotel. Am rezolvat problema când am ajuns în Iași și aveam cazarea asigurată și totul a fost ok. Și a durat câteva minute.